Biroul Politic Național Forța Dreptei avertizează guvernul că orice creștere de taxe, impozite sau contribuții reprezintă o crimă economică cu premeditare, care va lovi ca un bumerang economia României și va ucide și bruma de creștere economică care se menține încă în prognoze. Forța Dreptei somează guvernul să rezolve problema deficitului doar prin adoptarea acelor soluții care nu pun în pericol dezvoltarea economică. Reducerea drastică a cheltuielilor, creșterea absorpției fondurilor europene și îmbunătățirea colectării. Din puzderia de declarații ale oficialilor coaliției, se poate anticipa că soluția principală a guvernului pentru a reduce deficitul este creșterea fiscalității, adică cea mai proastă soluție economică. Culmea este că guvernul optează pentru creșterea fiscalității în ciuda experienței negative de anul trecut. O nouă creștere a fiscalității va transforma guvernul în inamicul public numărul 1 al mediului privat, cel care duce greul economiei. Mediul privat este într-o situație foarte dificilă și nu va putea suporta noi poveri fiscale impuse de autorități pentru a finanța dezmățul din cheltuielile publice. Multe firme se vor închide, altele vor prefera soluții la marginea evaziunii fiscale, iar multe firme vor prefera să lucreze la negru. Orice nou investitor care dorește să investească în România se va gândi de două ori înainte de a investi din cauza creșterilor intempestive ale fiscalității. Forța Dreptei somează guvernul să rezolve problema deficitului doar prin adoptarea acelor soluții care nu pun în pericol dezvoltarea economică, reducerea drastică a cheltuielilor, creșterea absorpției fondurilor europene și îmbunătățirea colectării, a declarat într-un comunicat de presă președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban. Aici